Bun găsit tuturor, prieteni, suntem pe Cocheta Arena din Miercurea Ciuc, Patrice Spodinon și Radu Ciotlăușcu. O ușoară întârziere, vă spunem bine v-am regăsit și vă invităm să rămâneți alături de noi aproximativ 2 ore pentru a urmări una dintre cele mai interesante partide ale etapei cu numărul 20 din seria 5-a, Liga a 3-a. Echipa gazdă AFK Csíkszeredai este ocupanta locului 2 și una dintre pretendentele la promovare. Să urmărim însă o fază de atac a celor de la Sănătatea. Este prima apariție în careul gazdelor pentru fotbaliștii lui Marius Semenioc. Însă pericolul s-a îndepărtat, așadar echipa gazdă Csíkszeredai, una dintre echipele îndreptățite să spere la promovare, ocupanta locului 2 cu 43 de puncte. De partea cealaltă, Viru și Verzi, Sănătatea Cluj, locul 4 cu 37 de puncte, însă cu ambiții mari pentru acest sezon. Ne-au mărturisit și Ceabe Chiș, ne-au mărturisit și jucătorii pregătiți de Marius Semenioc. De ce să nu viseze la o promovare în premieră, în eșalonul secund? Partida a început, vă spuneam, de aproximativ 2 minute, poate 2 minute și jumătate. Motiv întemeiat pentru a trece în revistă cele două echipe. L-am văzut aici pe Dan Matei, ce torpil a trimis de la 30 de metri. A reușit însă portaș Daniel, portarul celor de la Csíkszeredai, să respingă cu un reflex uimitor. Este prima lovitură de la colț pentru Sănătatea Cluj. A fost o fază care aproape că nu anunța nimic periculos, însă l-am mai văzut pe Dan Matei cu asemenea execuții în urmă cu 3 etape, dacă nu mă înșel. A înscris un gol fantastic pe teren propriu. Centrarea lui Raul Ciupe a fost acolo. Andrei Ceaca însă a reluat defectuos la colțul scurt, fără pericol pentru portaș. Așadar, dacă am pronunțat numele portarului echipei gazdă, hai să vedem care este așezarea și primul 11 a echipei pe care Valentin Suciu a trimis-o astăzi în teren. Portaș în poartă așadar, numărul 3, Maisic Adrian, numărul 13, Ciura Șotila, numărul 24, Lalic Slobodan, numărul 6, Nemeș Milan, 18 este Casia Diboco, numărul 8, Vereș Szilard, 15, Nagy Zsolt Andrei, 7, Gebari Sufian, 11, Magyari Szilard și numărul 17, Boyko Barna. De partea cealaltă, trioul pe care deja îl știm, condus de Marius Semenioc, apoi Ceaba Chiș și Dan Matei. Ultimul dintre ei este și antrenorul din teren. Au început această partidă cu Filip Lăzăreanu în poartă. El este, ca de obicei, capitanul echipei Virușilor Verzi. Numărul 20, Paul Cristian. Numărul 14, Tand Cristian. Numărul 6, Ionuț Rada. 11, Ionuț Țârlea în defensivă. Apoi la mijloc evoluează Dan Matei, numărul 24. Cu numărul 13 este Cătălin Creț. 18, Raul Ciupe. 96, Sebi Chelariu. 21, Dan Roman. Și numărul 9, Andrei Ceaca, cel pe care l-am văzut ceva mai devreme, reușind să trimită la poarta echipei gazdă, însă defectuos la colțul scurt. A fost o bună, ar fi putut să fie o bună oportunitate pentru deschiderea scorului, asta după un șut fantastic pe care Dan Matei l-a avut de la 30 de metri, dar și reflexul portarului echipei gazdă, portaș, a fost pe măsură. Andrei Ceaca a pătruns în careu și este o nouă lovitură de la colț. A început tare partida, era normal să fie așa, sunt două dintre echipele cele mai în formă ale acestui sezon în seria 5-a din Liga 3-a. Să nu uităm, Csíkszeredai n-a mai pierdut în campionat de 11 etape. De partea cealaltă, Viru și Verzi sunt și ei neînvinși de 6 meciuri, răstimp în care au obținut 4 victorii și 2 rezultate de egalitate. Raul Ciupe se pregătește să bată această lovitură de la colț. Centrare ceva mai bună decât prima, sare Dan Matei, respinge să gazdele și Paul Cristian a încercat și el un șut din prima, din trop, la colțul lung, în diagonală, s-a dus puțin pe deasupra porții lui Portaș, rămâne așadar 0-0. Faul la mijlocul terenului. A fost acolo o ciocnire involuntară între Paul Cristian și Casiadi. Amândoi fotbaliștii se resimt. Este foarte important pentru cele două bănci tehnice ca jucătorii să se ridice și să poată continua partida. Casiadi se ridică primul. El este și capitanul echipei.
Nu e Casia, din cer scuze, este Boico, fotbalistul accidentat și capitanul echipei. Îl văd pe Vali Suciu, Valentin Suciu, extrem de supărat. Probabil că echipa medicală nu i-a transmis cea mai bună veste în ceea ce îl privește pe capitanul Boico. Nici în ceea ce îl privește pe Paul Cristian lucrurile nu stau mai bine. Fotbalistul sănătății este în continuare întins pe cazon. Ba mai mult, echipa medicală a solicitat brancardierilor să intre cu targa pe teren pentru a-l scoate pe fotbalistul clujan. Atmosferă frumoasă aici la Miercurea Ciuc, o vreme nu mai bună pentru fotbal. E răcoros, dar e frumos. Terenul însă nu se prezintă în cele mai bune condiții, dar suntem pe o arenă în reconstrucție sau în plină modernizare. O tribună extrem de cochetă și frumoasă aici la stadionul din Miercurea Ciuc. Colegul nostru ne arată și zăpada de pe munți. Ca să nu credeți că vă păcălim când spunem că e răcoros. Da, și cred că Boico și-a spart capul acolo. Vedem destul de multă agitație în jurul capitanului gazdelor. Pe partea cealaltă a terenului a fost scos pe targă Paul Cristian. Cred că problemele lui Paul sunt la gleznă. Îl văd ținându-se de glezna piciorului stâng, drept. Ar fi păcat să-l piardă echipa clujeană pe Paul Cristian, unul dintre cei mai inimoși jucători ai acestei echipe, un fotbalist care vorbește extrem de rar, zâmbește și mai rar, dar atunci când intră pe teren, își dă sufletul pentru echipă. Să sperăm că Paul Cristian va reuși să revină. De partea cealaltă, aici, chiar sub privirile noastre, Boico primește în continuare îngrijiri medicale. I s-a aplicat un bandaj grosier. Și-a spart, cu siguranță și-a spart capul capitanul celor de la Cixere, dar însă ca orice capitan își va relua locul în echipă pentru că e nevoie de el pe teren. Spuneam, AFK Cixere 2 este una dintre principalele pretendente la promovare. Boico este conștient de acest lucru și trebuie să fie alături de colegii în teren. Între timp, o lovitură liberă de la mai bine de 30 de metri de poarta lui Filip Lăzăreanu. Gazdele execută, o face pe jos, n-a reușit însă să prindă cadrul porții, executantul acestei faze. Maisic Adrian a fost fotbalistul care a șutat la poarta lui Lăzăreanu. Din fericire pentru clujeni, mingea n-a avut nici intensitate, n-a prins nici cadrul porții, iar Boico cere permisiunea centralului să revină pe teren și reușește, primește aplauze la scenă deschisă din partea spectatorilor. Sunt 2, poate chiar 300 de spectatori, poate mai mulți. Noi suntem la primul nivel al arenei, probabil că la etajele superioare mai sunt oameni. Da, e clar. Paul Cristian nu mai poate să continue și a intrat așadar minutul 10. Bucur, Dumitru Bucur îl înlocuiește pe Paul Cristian. O pierdere extrem de importantă pentru Chobi Kish. Iată ce frumos a trecut acolo șeptarul celor de la Cixere, deși a încercat o lansare frumoasă către Nacho Olten. Se luptă clujenii și până la urmă mingea va ieși în afara suprafeței de joc. Cred că pentru sănătatea ar fi mulțumitor și un rezultat de egalitate în condițiile în care joacă la ocupanta locului 2. Pentru gazde nu există alt rezultat decât victoria. Cixere trebuie să se mențină în coasta celor de la Recea dacă vor să promoveze. O echipă frumoasă, cea din Cixere, dar am remarcat-o și în partida tur. Au condus cu 2-0 atunci la Cluj-Napoca. Virușii au revenit, au egalat la 2, însă au pierdut pe o greșeală comună. S-a făcut penalti în ultimele minute și Cixere s-a impus cu 3-2. Deocamdată este 0-0. Maisic cu o încercare acolo către Nagy. Este însă pe fază Țârlea. Repune însă numai până la Maisic. Ce frumos, a trecut mingea printre picioarele lui Raul Ciupe. Este însă Dan Matei
A fost, cred, călcat, sau cel puțin așa susține antrenorul din teren al celor de la Sănătatea. Se resimte veteranul Matei, însă s-a ridicat, șchiopătează, dar și-a reluat locul în echipă. E nevoie și de el și de experiența lui, e nevoie de șuturile lui, de limpezimea cu care știe să coordoneze un atac, o fază ofensivă. Până la urmă, clujenii au trimis mingea către gazde, sportiv gestul al verzilor, pentru că și cei de la Csíkszereda trimiseseră în afara suprafeței de joc. Maisik este în ordine, cer scuze. Ciurăș către propriul portar și o degajare a lui Bordaș către Maisik. Se luptă cu țârlea, stă mai bine pe picioare fotbalistul Sănătății, însă mult mai motivat pare evident Maisik Adrian, fotbalistul gazdelor, care aruncă de la margine. Aruncare lungă. Până la urmă va fi repunere de la margine pentru Sănătatea. Nu, e lovitură liberă. Fanionul a fost fluturat și nu doar ridicat. A fost o infracțiune de joc și Ionuț Rada este cel care va încerca să-și repună echipa pe fază ofensivă. Se îndreaptă mingea către Roman, turnul de control al celor de la Sănătatea, omul care deviază zeci de mingi pentru colegii lui. O greșeală acolo a lui Dan Matei și foarte bună posibilitate pentru gazde de a iniția o fază ofensivă, dar s-au răzgândit cei de la Csíkszereda, respectiv Vereș, a preferat o pasă în spate în locul unui atac frontal. Maisik, Vereș, acolo Sebi Chelariu s-a luptat frumos, însă nu și cu folos. Nu mai văd deloc pe Paul Cristian, probabil că fotbalistul Sănătății a fost dus în ambulanță. Ah, da, se îndreaptă acum spre banca de rezerve, dar se resimte. Se ține cu mâinile de față, probabil a fost o lovitură în zona nasului sau la ochi. Și veteranul Gașpar este alături de colegul său, măcar pentru moral, pentru că, sigur, în urma acestei accidentări, Paul Cristian, din păcate, nu mai poate evolua. S-ar putea să fie o fractură de piramidă de nazală acolo la Paul Cristian. În fine, revenim la joc. Să sperăm că acesta a fost singurul incident neplăcut. Nu a fost un contact voit între cei doi fotbaliști. Și Boico s-a ales cu un turban. Iată ce a încercat acolo. Cred că Porumb a fost, nu, Tand a fost cel care a încercat să-l surprindă de la distanță pe portarul Bordaș. Interesantă execuția, din păcate nu a fost cadrată mingea așa cum ar fi trebuit. Bordaș va repune. Bordaș un erou aici la Miercurea Ciuc, după partida cu Dinamo, în care a reușit să apere o sumedenie de lovituri de la 11 metri și Miercurea Ciuc, vă amintiți cu siguranță, a eliminat-o pe Dinamo din 16.000 cupei. A fost un meci de poveste și acela, un meci de care Ciucani își vor aduce aminte multă vreme. O lansare către Boico, s-ar fi vrut acea minge, însă până la urmă a ajuns doar la Jebari. Ceva mai insistenți au fost fotbaliștii lui Chobi Kish în aceste prime 16-17 minute de joc, însă încet-încet presiunea gazdelor se accentuează, e normal.
Oh, ce bine l-a găsit acolo pe Boico, singur de la 8-9 metri, singur cu Lăzăreanu, a șutat însă mult pe deasupra porții, însă ce greșeală în defensiva sănătății, Bucur și Tand nu s-au înțeles acolo, Boico a scăpat singur, din fericire pentru clujeni, deși era într-o poziție ideală, 8-9 metri de poarta lui Filip Lăzăreanu, s-a pripit capitanul Ciucanilor. Insistă acolo Ceaca și îl forțează, iată, pe Maisic să trimită în corner. Nici măcar în out nu a reușit să trimită fundașul dreapta al Ciucanilor. Asta înseamnă să pui presiune pe adversar. Se îndreaptă spre colțul terenului. Raul Ciupe îi se cere să grăbească. Ar fi păcat să se înceapă de pe acum tragerile de timp, însă așa cum am văzut pe parcursul acestui sezon, Sănătatea nu este genul de echipă care să tragă de timp. Cred că e suficient să reamintim meciul de la Râșnov, când virusii au atacat o repriză întreagă. În continuu a încercat Dan Matei un nou șut pe jos de această dată, însă au respins fotbaliștii gazdă. Se bate acolo Cătălin Creț. Nu, era Tand, îmi cer scuze. Luptă în continuare Ceaca, un fotbalist extrem de puternic. Maisic, însă a căzut în cele din urmă. Vă spunem, e foarte greu să-l dobor pe Ceaca. Orice adversar se resimte după un contact cu golgheterul Sănătății. S-a efectuat prima schimbare la Sănătatea și dacă știm deja că Dumitru Bucur evoluează în locul lui Paul Cristian, să mai spunem că pe banca de rezerve a lui Ciobi Chiș se află Raul Pap pentru poziția de portar, Cristian Pașca, Marton Soiaș, Daniel Șoimușan, Alexandru Gașpar și Cosmin Tilincă, jucător de câmp. De partea cealaltă, Ginge Szilard pe banca de rezerve pentru postul de portar. Hotgoy, Laszlo Berde, István, Osalos, Ricard, Eder Gonzalez, Gheorghe Artur și Soimo și Lehel sunt jucătorii de câmp pe care îi are pe banca de rezerve Valentin Suciu. Un antrenor tânăr și ambițios care a reușit să promoveze în prima ligă cu Sepsio Eșca, acum a venit la Miercurea Ciuc și s-a implicat în acest proiect care arată la fel de bine precum cel de la Sfântul Gheorghe. Dar până la urmă Paul Cristian este, iată, dus spre ambulanță. Va fi nevoie de o expertiză medicală de specialitate, va fi dus la spital cu siguranță. E bine că reușește să meargă pe propriile picioare, însă, cu siguranță, lovitura a fost una extrem de puternică, de vreme ce Paul Cristian a fost nevoit să iasă din teren. Știm că e un fotbalist care nu renunță. Ceaca reușește acolo să primească o minge de la Dan Roman, însă nu a reușit să controleze balonul așa cum și-ar fi dorit. Pe de altă parte, Roman solicită o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri de poarta lui Bordaș. Va fi lovitură de la colț, cred că este a patra sau a cincea lovitură de la colțul terenului pentru Sănătatea. Și iată că ceea ce ne spunea în urmă cu o săptămână Ciobi Chiș nu sunt doar vorbe aruncate. Sănătatea își propune pe cât posibil să rămână în lupta sau să intre în lupta pentru promovare. Vă spuneam, n-au a pierdut de 6 meciuri virusii. Raul Ciupe, o centrare bună, se înalță însă Bordaș și respinge doar până la Dumitru Bucur, de aici mai departe la Dan Matei, rămân în ofensivă cei de la Sănătatea. Centrarea a fost în gura porții pentru Dan Roman, însă a intervenit excepțional acolo Bordaș, care încearcă să-și pună rapid echipa pe contraatac. Către Nogi era această minge. Oh!
s-a auzit până în tribună lovitura tibie în tibie. Maisic și Raul Ciupe s-au lovit reciproc, au dat tibie în tibie. Fotbalistul Ciucanilor s-a ridicat extrem de repede, însă Raul Ciupe are nevoie de puțin chelen. Se ridică și fotbalistul Sănătății. Ar fi păcat ca Viru și să piardă doi jucători importanți încă din prima repriză. Nu va fi cazul. Raul Ciupe se ridică. Va trebui să iasă însă în afara terenului de joc, să aștepte puțin până să primească permisiunea să reintre în meci. Maisic combină scurt cu Ciuroș, de aici mai departe, în flancul stâng. Este acolo Lalić. Dan Roman, intervenție energică, însă n-a reușit decât să stopeze puțin acțiunea ofensivă a gazdelor. Dan Matei, frumos, până la Sebi Chelariu, de aici mai departe către Creț. Dacă ajungea mingea la Cătălin, am fi putut asista la o fază interesantă. Cătălin Creț, un fotbalist care știe cu mingea, o stăpânește foarte bine, este ambidextru. Din păcate mingea n-a ajuns la el. Iar noi am intrat deja în minutul 24, suntem așadar la jumătatea primei reprize, în continuare 0-0 și un fotbal plăcut ochiului. Cele două echipe nu se menajează deloc, au lăsat garda jos încă din primele secunde ale întâlnirii, atunci când au ocazia, fotbaliștii clujeni se avântă spre poarta lui Bordaș, încercând să pună în pericol să-l pună în pericol pe goalkeeperul Ciucanilor. De cealaltă parte, gazdele atacă ceva mai așezat, ceva mai controlat, ca să zic așa. Nu se grăbesc. Oh, ce greșeală era să facă aici Ciuroș. Boico a preluat într-o primă fază, însă a recuperat Cătălin Creț și tand spre propriul portar. Degajarea lui Filip Lăzăreanu, îl găsește acolo pe Chelariu, nu ajunge mingea la Chelariu, se luptă și Creț pentru recuperarea ei. Dan Matei. Dan Matei, ce bine îl vede acolo pe Dan Roman. Să vedem ce va reuși atacantul Sănătății. O centrare ar fi vrut către Ceaca, însă s-a interpus foarte bine Nagy. Greșesc destul de mult fotbaliștii lui Valentin Suciu și acest lucru le atrage critici din partea propriilor fani, e normal. Ciucanii sunt obișnuiți cu performanța, să nu uităm. Aici au fost și mai sunt încă cel puțin o echipă de hockey extraordinară. Au fost la un moment dat două, nu sunt sigur că mai există a doua. Între timp și fotbalul a început să crească, este un proiect, vă spuneam, frumos. Țârlea nu s-a lăsat păcălit de fentele lui Gebari și este doar repunere de la margine pentru echipa gazdă. Ajunge mingea în careu, pune acolo capul tand, curajos fundașul central al Sănătății și foarte bine că face aceste lucruri. Primește încurajări de la Ionuț Rada și câteva indicații să iasă cât mai sus, să urce, să nu rămână în preajma careului de 16 metri, în așa fel încât atunci când e cazul să poată să iasă la offside. Da, Roman încă o deviere pentru același Ceaca. Recuperează Sebi Chelariu și el un mincicar.
A trecut acolo în viteză până la urmă ajunge la Raul Ciupe, dar s-au cam urcat cei doi jucători ai sănătății, mai era și Maisic acolo. Fundașul dreapta combină cu Casiadi și de aici mai departe la Jebari. Urcă șeptarul de la Csíkszeredo și ce pasă bună era să fie către același Boyko. Până la urmă mingea a ajuns în flancul drept la Nogi și intervenția lui Țârlea care trimite mingea în afara suprafeței de joc. Este lovitură de la colțul terenului pentru gazde. Jebari se pregătește să bată această lovitură de la colț. Execuție slabă, însă era acolo Dan Roman să acopere colțul scurt sau prima bară, cum se spune. A respins atacantul sănătății până la Ceaca, acesta din urmă a fost faultat și sănătatea beneficiază de această lovitură liberă. Nu se grăbesc fotbaliștii lui Ciobi Kiș. 0-0 care însă nu știu dacă le convine. Este trimis mai în spate Ionuț Radă. Dan Matei cu deja celebrele lui diagonale de 50 de metri pentru Dan Roman, pătrunde în flangul stâng, atacantul sănătății. Excelent, l-a găsit acolo pe Ceaca, însă cu o fracțiune de secundă mai târziu a ajuns golcheterul sănătății, altfel ar fi preluat mingea și așa cum îl cunoaștem pe Ceaca, fiind are un fin control al balonului, un mingicar și el, cu siguranță ar fi creat o fază extrem de periculoasă la partea lui Bordaș. Din păcate a ajuns poate cu o jumătate de secundă mai târziu la întâlnirea cu balonul. Ce luptă acolo la mijlocul terenului, reușește Dan Roman să recupereze doar pentru un moment. Ciupe ar fi vrut să-i paseze lui Dan Matei, însă n-a lovit așa cum trebuie mingea și iată pe fotbaliștii gazdă în flancul stâng, pătrunde, însă excelent a fost până la urmă Dumitru Bucur, a reușit fără să-l faulteze pe oponentul său să se interpună acolo între el și minge, l-a încetinit și până la urmă a intervenit Filip Lăzăreanu, preluare pe piepta lui Ceaca, iată-l cât de frumos controlează mingea, dribling, intervine însă Maisic, energic. Cred că este acolo un duel între Maisic și Ceaca. De cele mai multe ori Maisic a pierdut duelurile cu golgheterul sănătății, însă de această dată a avut o intervenție energică și a respins mingea pentru moment. S-a întors balonul în jumătatea de teren, de fapt în preajma careului de 16 metri a ciucanilor. Încearcă acum să urce cu mingea la picior Lalici. Ar fi vrut o lansare, s-a interpus Cătălin Crez și a trimis în afara suprafeței de joc. Ciurăș. O lansare bună, însă și Bucur este un fotbalist extrem de puternic. Nagy a combinat acolo cu Vereș. Mingea la Maisic, Jebari. Reușesc să țină de minge în jumătatea adversă de teren fotbaliștii lui Valentin Suciu. Recuperează foarte bine, însă Sebi Chelariu, Ceaca l-are în dreapta pe Cătălin Creț, însă iată ce dribling finus din corp l-a păgălit pe adversarul său. Raul Ciupe lasă pentru Dan Roman. Deci mai departe la Raul Ciupe, însă l-a surprins această pasă pe mijlocașul sănătății. A avut nevoie de o mișcare în plus. S-a dezechilibrat și a renunțat să mai urmărească balonul care a ieșit în afara suprafeței de joc. Va fi repusă mingea în meci de bordaș.
trecut pe sub minge, Sebi Chilariu nici nu era sprijinit de prea mulți colegi acolo, așa că fără prea mare efort, ciucanii reușesc să intre în posesia balonului. Trimit în afara suprafeței de joc pentru că cineva solicită îngrijiri medicale, cred că este Tand, Cristian Tand. Da, până la urmă îi transmite arbitrului că poate să continue jocul Cristian Tand. Mingea va fi repusă de la marginea de sănătate, care evident o vor înapoia fotbaliștilor de la Miercurea Ciuc. Cristian Tand, un fotbalist născut în 2001, atenție, are doar 18 ani. Face cuplu acolo în defensivă cu mult mai experimentatul Ionuț Rada. Până acum, cu o singură excepție, Tand s-a achitat de sarcini. Reușește, iată, să-i facă acolo marcaj. Încă o dată este foarte bun pe fază de recuperare Cristian Tand. O încercare de lansare pentru Ceaca, însă viteza nu este atul principal al golgheterului Virușilor Verzi. Cum necum, iată însă că obține o aruncare de la margine. Sunt extrem de bătăioși fotbaliștii lui Semeniuc, Ciobi Chiș și Dan Matei. Ok, distanța este mare între Sănătatea și liderul Comuna Recea, sunt 9 puncte. Depinde ce se întâmplă în celelalte partide ale etapei, Sănătatea ar putea, poate să urce în clasament, asta desigur dacă vor câștiga sau dacă vor face măcar, vor scoate măcar un rezultat de egalitate. Dacă Recea va pierde și Sănătatea nu, atunci cred că acest campionat se încinge și se încinge bine de tot pe finalul lui. Mai sunt încă 10 etape pe lângă partida pe care o urmărim în transmisiune directă pe CJ Sport. Așadar, punct cu punct se pot aduna și în funcție de eventualii pași greșiți ai maramureșenilor, ambele echipe, atât Cixeredo cât și Sănătatea Cluj, se pot apropia de prima poziție. O nouă intervenție ratată a lui Maisic. Ceaca trimis slab, însă este acolo Ionuț Rada. Cominge pentru care aleargă Dan Roman, a reușit să preia atacantul Sănătății, a încercat o trecere de efect pe lângă Ciuroș. S-a lovit însă mingea de fundașul echipei ciucane și va fi o nouă repunere de la colț, o lovitură de la colțul terenului pentru Sănătatea. Nu se grăbește nici de această dată Raul Ciupe, nu știu dacă e cel mai corect să facem lucrurile astea, dar sigur, fotbaliștii știu mai bine ce indicații au primit, ce li s-a spus la ședința tehnică. Raul Ciupe execută bine pe poartă, a încercat, cred că, o execuție direct pe poartă. Oricum era acolo portaș, nu cred că putea să fie surprins de această minge, chiar dacă ar fi prins cadrul porții. Interesantă execuția lui Raul Ciupe, ne arată că nu degeaba a fost capitanul Universității Cluj, nu degeaba a jucat pentru viitorul Constanța. Rada a fost anticipat acolo de capitanul Boico, însă, dar pentru moment, aici cred că Ionuț Rada va primi un cartonaș galben. S-au lovit cei doi fotbaliști. Rada, nu-mi dau seama cine este jucătorul echipei gazdă care se află la pământ. Ba da, este Magyar Szilárd. Rada este cel care se resimte cel mai tare. Centralul acestei partide rămâne în zonă, în preajma lui Rada. Probabil că atunci când se va ridica de pe gazon, îi va arăta și cartonașul galben. A fost o intervenție cu piciorul ridicat un pic cam sus. Din fericire, ambii fotbaliști reușesc
să-și rea locul în echipele lor și a scăpat fără galben Ionuț Rada. Ultimele 7 minute și jumătate ale primei reprize, însă cu siguranță vom avea timp adițional. După acea dublă accidentare, iată acolo pe Rada, reușind să respingă acrobatic, cumva cu călcâiul, dar doar înspre propria poartă, însă sigur că e Filip Lăzăreanu pe fază. Nu cred că asta și-a dorit Ionuț Rada, în niciun caz nu și-a dorit să-l pună în pericol pe propriul capitan, dar mingea a fost lovită nu cel mai fericit. Jebari îl vede foarte bine acolo în flancul stâng pe unul dintre coi echipierii săi. Dribblinguri scurte, însă a pierdut ceva în tempo. Boyko reușește să pivoteze, pătrunde. I-a pasat lui Nogi, însă până la urmă sănătatea fotbaliștii din defensiva sănătății au trimis mingea în afara suprafeței de joc. Va fi doar punere de la margine pentru gazde. Se pregătește Maisic să arunce. L-am văzut în startul acestei partide. Are forță, aruncă mingea lung. Însă e o problemă. Nu îmi dau seama ce se întâmplă, de ce arbitrul întârzie repunerea mingii de la margine. Acum se va executa, aruncă Maisic lung. Îl găsește pe Nogi, însă încercarea de recentrare acestuia n-a avut sos de izbândă în fața lui Ionuț Rada. Tot gazdele au repus de la margine și tot Maisic va arunca pentru a treia oară consecutiv din aceeași zonă. Ionuț Rada respinge și de aici mai departe Dan Roman a încercat o pasă, cred. N-a vrut să trimită lung în față unde nu era decât Ceaca, însă au pierdut mingea fotbaliștii lui Ciobi Chiș. A fost aplaudat însă antrenorul oaspeților, antrenorul clujenilor, pentru execuția de mai devreme. A făcut un stop perfect pe călcăi, precum Hagi. O minge deviată către care aleargă Nogi, însă era în poziția afară din joc fotbalistul Ciocanilor. Și CXR2 este o echipă formată din jucători extrem de tineri. Doar Boyko Barna, capitanul, este ceva mai bătrân. Are 35 de ani, capitanul Ciocanilor. În rest, fotbaliști tineri, fotbaliști născuți la jumătatea anilor 90, chiar în 2000-2002. Pe Casiadi. Bucur recuperează. Terenul e greu, dar pune probleme ambelor echipe, nu doar gazdelor. Era în poziție de offside și Andrei Ceaca știa acest lucru, nici nu a încercat să joace mingea, ba chiar l-a evitat pe portarul Bordaș pentru a evita un contact și o potențială accidentare. Boyko trimite înapoi. Valentin Suciu este nemulțumit. Jucătorii lui nu dau drumul mai repede la minge. Într-adevăr, sunt în anumite momente destul de lenți, însă asta nu e neapărat un lucru rău. Rada trimite simplu în afara suprafeței de joc. Era atacat de Boyko Barna. Dacă ar fi făcut o greșeală acolo, capitanul gazdelor era în poziție iminentă de gol. Însă experiența lui Rada se vede la fiecare atingere de balon, la fiecare intervenție. Deviază doar până la Dan Matei și de aici mai departe la Ceaca, o nouă preluare excelentă a golgheterului sănătății, însă continuarea n-a fost cea mai inspirată. Ar fi vrut o pasă către Cătălin Creț, se luptă acolo
Dumitru Bucur și obține până la urmă aruncarea de la margine pentru echipa sa. A fost în luptă cu maghiarii. Cătălin Creț, un pic prea micuț pentru a sări la această minge înaltă. Dan Roman a încercat o pasă pe poziție viitoare pentru Ceaca. Frumoasă intenția lui Dan Roman. Sunt Roman și Ceaca, sunt doi fotbaliști care fac o risipă de efort extraordinar acolo în față, în linia de atac. Dacă Ceaca este golgheterul echipei, Dan Roman este fotbalistul care marchează atunci când e nevoie să marcheze, atunci când ceilalți coechipieri nu reușesc să facă acest lucru. Ce mă aminte de golul marcat în minutul 92 la Râșnov, după un meci în care a alergat aproape inuman de mult. Sar acolo Ciucanii, însă se încurcă doi dintre fotbaliștii lui Valentin Suciu. Cred că era Lalić cel care a reluat. Slobodan Lalić, un fotbalist de 27 de ani. Da, a fost faultat Dan Roman și băieții lui Semeniuc și Ciobi Chiș sunt cei care beneficiază de această lovitură liberă indirectă. Raul Ciupe se pregătește să o execute. Atunci când juca la nivelul primei ligi, Raul Ciupe avea execuții impresionante de la distanță. Aducem aminte golul victoriei pentru Universitatea Cluj într-un meci cu CFR Cluj. Raul Ciupe a încercat o lansare pentru Chelariu. Nu, a fost Tand acolo. A încercat tânărul fundaș central al Sănătății să reia din prima către poartă. N-a reușit să lovească mingea așa cum ar fi trebuit. Poate că o pasă sau o preluare ar fi fost o variantă mai bună, însă sigur că din tribună e ușor să dai astfel de idei, să ai astfel de idei, să dai indicații. Pe teren e ceva mai greu, lucrurile stau cu totul altfel. Iar noi am intrat, prieteni, în ultimele 60 de secunde oficiale ale primei reprize. Cu siguranță vor fi 1, poate 2 minute adiționale. S-a zăbovit destul de mult pe teren la accidentarea lui Paul Cristian și Baico Barna. Până la urmă, fotbalistul clujan a fost înlocuit cu Dumitru Bucur. Capitanul Ciucanilor rămâne în teren. Ba mai mult, a irosit și cea mai mare ocazie, singur cu Filip Lăzăreanu. Să vedem ce se întâmplă acolo la offside. Gebari n-a dat drumul la pasă la timp sau, dacă vreți, Rada și Cristian Tand au făcut perfect pasul la offside. Se joacă de la o parte la alta, se sare de multe ori peste faza de construcție. Cu toate astea însă au fost puține ocazii de poartă. Ceva mai devreme l-am văzut pe Lalić trimițând pe deasupra porții lui Lăzăreanu după un corner și mult mai devreme, pe la jumătatea reprizei, ratarea uriașă a lui Baico Barna. La partea cealaltă a fost șotul lui Dan Matei, chiar debutul partidei, scos în extremis de Bordaș. Și cam atât. Rada a trimis către țările și se termină prima repriză. Este 0-0 între Cixereta și Sănătatea Cluj. Ne reauzim și ne revedem peste aproximativ 15 minute.
A început, dragi prieteni, repriza a doua înfruntări dintre AFK, Csíkszereda și Sănătatea Cluj, 0-0 după primele 45 de minute de joc. Am avut parte de o primă repriză destul de dinamică. Ambele echipe au făcut risipă de efort, au alergat mult, ocaziile reale la cele două porți au lipsit. A fost în debutul partidei un șut senzațional al lui Dan Matei, scos cu o intervenție pe măsură de portarul Bordaș, apoi și gazdele au ratat o ocazie imensă prin capitanul Boyko Barna. A scăpat singur cu Filip Lăzăreanu de la 8-9 metri, într-o poziție ideală, însă a șutat mult pe deasupra porții virușilor verzi. Am aruncat o privire peste cele două echipe, nu văd nicio modificare, cu excepția celei pe care a fost forțat să o facă Chabi Kish în prima repriză, la accidentarea lui Paul Cristian. Între timp am aflat ce a pățit fotbalistul Sănătății. Sigur, e neoficial, dar l-am întrebat pe Cosmin Tilincă la pauză dacă știe ce a pățit colegul lui. Înțelegem că a fost transportat la spital pentru că are o fractură de piramida nazală. Vom încerca probabil la finalul partidei, în flash interviurile noastre, să aflăm mai multe de la antrenorul Chabi Kish. O acțiune periculoasă în flancul drept pentru echipa gazdă. Este acolo însă Ionuț Rada, care reușește să respingă doar pentru moment. Jebari a deviat foarte bine în flancul drept pentru Maisic, însă mingea a ieșit în afara suprafeței de joc. Așadar, Valentin Suciu, tehnicianul echipei gazdă, Csíkszereda Mircu Raciuc, a început această partidă și o continuă și în repriza a doua, cu Bordaș Daniel în poartă, cu Maisic Adrian, Ciuroș, Atila, Lali Slobodan și Nemes Milan Imre în linia defensivă, Casia Divereș, Nagy, Jebari, Magyari și Boyko sunt ceilalți jucători de câmp. Să-l urmărim acolo pe Nagy. N-a lăsat să iasă mingea în afara suprafeței de joc și bine a făcut. Iată ce bine l-a găsit acolo pe unul dintre coechipierii săi. Cade Boyko în suprafața de pedeapsă într-un duel cu Ionuț Rada. N-a fost însă vorba de un fault. Nu se impunea acordarea unei lovituri de la 11 metri. Mare Semeniuc, Chabi Kish și Dan Matei au început partida cu Lăzăreanu, cu Paul Cristian, despre care vă spuneam că a fost înlocuit între timp, cu Dumitru Bucur. În linia defensivă, alături de Bucur, mai sunt Cristian Tand, Ionuț Rada și Ionuț Țârlea la mijloc. Dan Matei, Cătălin Creț, Raul Ciupe, Sebi Chelariu, în atac Dan Roman și Andrei Ceaca. Jebari driblează frumos. Cristian Tand pune o mână însă pe fotbalistul echipei gazdă și va fi o lovitură liberă de pe flancul stâng în direcția de atac a echipei gazdă. Se pune acolo Bucur, riscă puțin fotbalistul Sănătății. La asemenea faze, de multe ori arbitrul arată cartonașul galben. Nu este la distanța regulamentară, dar e clar că Jebari nu va încerca un șut pe poartă. Iată cum s-au aliniat pe 16 metri fotbaliștii celor două echipe. Este Filip Lăzăreanu, a boxat pentru Ceaca, reușește să intre în posesia balonului. Golgheterul Sănătății până la urmă a fost faultat. Nemes Milan l-a faultat pe fotbalistul Sănătății. Rare ori îl vedem pe Andrei Ceaca la pământ. Cred că de data asta și-a adus aminte de reproșurile pe care, sigur, în glumă, îi le mai adresează colegii săi de echipă. Și anume faptul că nu știe când să cadă. De multe ori este busculat în careu, dar el nu cade. Sebi Chelariu vede, iată, un cartonaș galben. Este minutul 50 al acestei partide. Este un cartonaș galben pe care și l-a asumat, un cartonaș galben meritat de Chelariu pentru intervenția sa, dar până la urmă e bine că a faultat, pentru că a oprit o fază care putea să devină interesantă. Cartonaș galben pentru Chelariu, Sebastian Sebastian.
Dumitru respinge până la Cătălin Crez, de aici mai departe pentru Ceaca, a ratat de asta dată preluarea, una dintre rarele execuții ratate a lui Andrei Ceaca. Au căzut acolo și Dan Matei, a căzut și maghiarii. Capitanul, antrenorul din teren al Sănătății este cel care se resimte. A căzut rău, nu cred că a fost un contact atât de violent, dar cred că a căzut rău fotbalistul Sănătății. S-a ridicat și își reia locul în echipă. Este nevoie și de experiența lui Dan Matei. Jebari, Sufian Jebari, un fotbalist de 24 de ani, extrem de tehnic, l-am văzut în prima repriză ce știe să facă cu mingea. Ciucani sunt la marginea careului, a fost acolo în poziție ideală, Vereș Szilard, însă șutul său a fost în blocaj. Iată-l pe Cătălin Creț, capă singur spre poarta lui Bordaș, însă apare de nicăieri Nemes Milan. Cătălin Creț reușește să recupereze balonul. Spuneam, este un fotbalist extrem de tehnic, Cătălin Creț. Ambidextru, controlează mingea cu ambele picioare, șutează cu ambele picioare. De asta dată, driblingul său n-a avut finalitatea pe care și-ar fi dorit-o fotbalistul Ciobichiș. Dacă nu apărea Nemes acolo, Cătălin Creț ar fi ajuns față în față cu Bordaș. Și cine știe, poate că asistam la deschiderea scorului. Bucur se pregătește să arunce către Creț. Este Casiadi, pe fază, fotbalistul de numai 18 ani. Chiar 17. Ceaca întoarce pentru Dan Matei și încă o torpilă a lui Dan Matei. A șutat frumos, însă, deși a căpătat oarece efect balonul, până la urmă a ajuns în brațele lui Bordaș. Efectul de care vă vorbeam a fost exact înspre direcția portarului. Îl vedem acolo pe Nagy în flancul drept. Vă spuneam, au lăsat carta jos încă de la început cele două echipe. Boyka Barna deschide scorul în minutul 54. O fază care nu anunța neapărat vreun mare pericol. Centrarea a fost însă una de calitate și este 1-0 pentru Csíkszeredo în înfruntarea cu Sănătatea Cluj. Vă spuneam în prima repriză că l-am văzut pe Valentin Suciu nemulțumit în multe momente ale jocului de lentoarea cu care fotbaliștii săi combină și tot atunci vă spuneam că poate nu e un lucru tocmai rău pentru ei. Iată, au măcinat, cum se spune, și-au măcinat adversarul și până la urmă capitanul Boyko a reușit să deschide scorul în minutul 54, 1-0 pentru AFK Csíkszeredo în înfruntarea cu Sănătatea Cluj. Centrarea a fost bună, l-a găsit foarte bine acolo pe Boyko. Reluarea cu capul nu a fost una care părea să fie extrem de periculoasă, a fost destul de moale. Mingea a trimis-o spre poarta lui Lăzăreanu, însă cred că goalkeeperul Sănătății a fost surprins. A fost bine plasată mingea, până la urmă, în plasa laterală, practic.
lângă bară, extrem de dificilă intervenția portarului Lăzăreanu, ar fi fost extrem de dificilă chiar dacă ar fi reușit-o. Se grăbesc acum fotbaliștii lui Ciobi Kish, o nouă preluare neinspirată a lui Ceaca, se luptă, Andrei Ceaca și reușește să recupereze, a fost faultat, însă mingea a ajuns la Dan Roman și centralul acestei partide a lăsat avantaj pentru Sănătatea, rămâne Ceaca la pământ, acuză o durere musculară. Boyko Borna a încercat acolo să-l oprească pe Ceaca prin orice mijloace, l-a ținut de mână, nu l-a lăsat să-și ocupe poziția în ofensiva echipei sale. Până la urmă a ajuns Ceaca, dar n-a ajuns și mingea la el. Bucur, dribling frumos, Raul Ciupe ne arată că știe și el cu mingea, combină acolo cu Ionuț Rada, însă a faultat Raul Ciupe și se alege și el cu un cartonaș galben. În acest minut 57 al partidei. S-a liniștit Valentin Suciu, e normal, este 1-0, echipa lui e în grafic. Orice s-ar întâmpla pe celelalte stadioane, Cixerea doare în acest moment, 3 puncte. Însă, în ceea ce privește pe Virus, un eșec aici la Miercurea Ciuc, iar scoate definitiv dintr-o potențială cursă de urmărire a liderului Răcean. Oricum sunt la, erau la 9 puncte înaintea acestei partide. La 9 puncte în urma liderului. Ciupe a pivotat, a driblat frumos, dar a fost busculat până la urmă de Vereș și obține o lovitură liberă mijlocașul Sănătății. El care ceva mai devreme tocmai văzuse cartonașul galben, iată-l pe Ciupe avansând cu mingea la picior. O diagonală în flancul drept pentru Cătălin Creț, deviere spre Ceaca. A văzut acolo foarte bine pe Dan Matei, să vedem ce va alege. Dan Matei a șutat cu piciorul stâng la firul ierbii. Nu părea o minge periculoasă, însă Borda așa bâlbuit-o puțin. Țârlea este primul la minge. Respinge până la Dan Roman, o nouă deviere a fotbalistului clujan. De asta dată nu a ajuns la niciun coechipier devierea lui. Și până la urmă Dan Matei scapă mingea în afara suprafeței de joc, vor repune gazdele prin Maisic. Dan Matei pentru un moment recuperează, Gebari a fost pe fază, i-a furat mingea fotbalistului clujan, însă execuția l-a trădat pe șeptarul ciucanilor. A tras tare, dar mult, mult pe deasupra porții lui Filip Lăzăreanu. Trebuie să se grăbească fotbalistul lui Ciobi Kish dacă vor să scoată punct sau puncte aici. Ceaca a ratat din nou întâlnirea cu mingea, recuperează însă Țârlea, găsează acolo Chelariu, acum este Chelariu. Un fotbalist cu centru de greutate jos, un fotbalist care poate dezvolta o viteză interesantă și știe să lucreze cu mingea. Lansarea către Boyko, este însă Rada acolo, nicio problemă pentru defensiva Sănătății. Țârlea este faultat și a fost o intervenție destul de dură și urâtă a lui Maisic. Maisic Adrian, care vede și el cartonașul galben în acest minut 60 al partidei. O jumătate de oră din timpul oficial. Să vedem dacă și cu cât va fi prelungită această partidă. Yeah.
feleség szerepel játékosan Majzi Katrinás által most figyelmeztetésben részesül. Pártolás Gárdokat, Majzi Katrinán egy feleség szerepel. Aruncă acolo, ciupe o minge în careu către Cristian Tand, a sărit la cap, a reușit să recentreze către Dan Roman, însă au fost pe fază fotbaliștii din defensiva din echipei din Miercurea Ciuc, au reușit să îndepărteze balonul, nu prea departe, este doar lovitură de la colțul terenului. De asta dată nu mai merge în plimbare înspre balon, Raul Ciupe se grăbește, știe că timpul trece și trece în defavoarea echipei lui. O densitate enormă de jucători în suprafața de pedeapsă a Ciucanilor. Practic întreaga echipă gazdă era în propria suprafață de pedeapsă. Țârlea a fost acolo de viere, nefericită a gazdelor. Ar fi putut să intre în posesia balonului Dan Roman, însă au reușit Ciucanii să îndepărteze pericolul. Rada combină cu Cristian Tand. Ciupe îl găsește pe Ceaca, însă încercarea lui de trecere pe lângă un adversar s-a soldat cu eșec. Recuperează însă Cătălin Creț și o lansare pentru Dan Roman. Ce bună a făcut preluarea fotbalistului Sănătății. Un șut total ratat al lui Raul Ciupe. Ajungem să mingea din nou la Dan Roman și o ocazie monumentală a Sănătății. Ce execuție frumoasă a avut acolo Dan Roman. Însă intervenția lui Bordaș a fost încă o dată imperială, la fel ca în debutul partidei la torpila lui Dan Matei. De asta dată Dan Roman și-a pus mingea pe piciorul stâng, piciorul lui de bază. A trimis cu mult defect spre colțul lung. Mă turisesc că am văzut această minge în poartă. S-a întins acolo Borda și a reușit să o respingă în afara terenului. O Ciupe, o centrare pe colțul scurt, însă fără efect pentru echipa sa. Tabela de marcaj indică în continuare 1-0 pentru AFK Csíkszereda Doamna Miercurea Ciuc. Ce ocazie au irosit fotbaliștii lui Ciobi Chiș, n-au irosit-o pentru că, până la urmă, Dan Roman nu putea să o lovească mai bine de atât. Însă reflexul lui Bordaș a fost impresionant, la fel ca și execuția lui Dan Roman. Așa execuție, așa reflex, Boyko a încercat acolo o pasă către maghiarii. Cătălin Creț scapă din nou în flancul drept, are trei colegi în ofensivă, este însă faultat de Nemes Milan. A prins curaj Cătălin Creț, până la urmă nu este repunerea de la margine, ci lovitură liberă, de fapt. Așa și trebuie, chiar dacă mulți dintre suporterii din Miercurea Ciuc nu sunt de acord cu decizia acestei arbitrului. De fapt, cred că sunt nemulțumiți de cartonașul galben pe care jucătorul lor l-a încasat la această fază. Se acordă cartonaș galben la o astfel de fază. Să-l vedem pe Raul Ciupe, centrale covrig, însă mult prea înaltă pentru Dan Roman. Era acolo doar portarul Bordaș și posibilitatea de contraatac cu Nogi la balon, însă și-a prelungit mult, mult prea mult mingea. A fost Țârlea atent. Apoi Cristian Tand, care rămăsese avansat, iată-l pe Sebi Chelariu, cu un efort reușește să-i paseze lui Cătălin Creț. Să-l vedem pe mijlocașul Sănătății ce va reuși la această fază. Este un fotbalist care are un dribling bun, are viteză, dar nu și de această dată. Ceaca îi pasează lui Cătălin Creț, suită de driblinguri ale fotbalistului cu numărul 13 de la Sănătatea. Până la urmă mingea iese din Cătălin Creț în afara terenului și gazdele sunt cele care vor repune balonul în joc. Milan Nemes cred că este cel care va arunca de la margine.
Mai mulți fotbaliști au ieșit la încălzire de ambele tabere, însă deocamdată niciunul din antrenori nu dă semne că ar vrea să efectueze vreo înlocuire. A scăpat balonul de sub control, Nemes. Rau Ciupe. Rada simplu cu Cristian Tan, de aici o încercare de lansare către Chelariu. Este totuși un fotbalist micuț, Sebi Chelariu. Se luptă acolo însă Chelariu, o să vedem dacă va fi sprijinit, am crezut de Dan Roman, dar a apărut să Dan Matei să facă în continuare pressing. O risipă de efort extraordinară și din partea lui Dan Matei. Cristian Tand este singur și nu trebuie să greșească. N-a greșit însă Țârlea. N-a reușit să prelungească pasa pe care a primit-o de la Tand. Iată-l pe Jebari, suprafața de pedeapsă a oaspeților. Ce intervenție de fundaș adevărat a lui Ionuț Rada. A simțit că Jebari va încerca un șut la firul ierbii și s-a culcat în fața mingii. Și a salvat Ionuț Rada echipa de la o fază extrem de periculoasă. Era acolo și Filip Lăzăreanu, însă cine știe ce traiectorie ar fi căpătat șutul lui Jebari. Frumoasă intervenția lui Cristian Tand. Se luptă cu veteranul ciucanilor, cu Boico, și o face foarte bine Cristian Tand. Raul Ciupe driblează foarte bine acolo, însă n-are cu cine să combine. Poate acum către Cătălin Creț, reușește să-i strecoare mingea printre picioare unui adversar. Cătălin Creț pătrunde în flancul drept, centrare către care se îndrepta Sebi Chelariu, a fost însă devansat de Maisic. Dan Matei, ce pas a reușit acolo Dan Matei, un exterior fantastic pentru Sebi Chelariu și... Aici mă tem că a greșit asistentul de pe această parte. Sebi Chelariu plecase din linia a doua. N-avea cum să fie în offside la această fază. Dar ce pas a inventat acolo Dan Matei. Cât de frumos a apărut la finalizare Sebi Chelariu și finalizarea a fost una pe măsură printre picioarele lui Bordaș. O execuție... extrem de fină a lui Sebi Chelariu, anulată însă de brigada de arbitri. Le-a trecut glonțul pe lângă ureche celor de la Csíkszeredo. E bine însă că a fost această fază, sănătatea arată că este capabilă să creeze pericol real la poarta lui Bordaș. Îl vedem pe Raul Ciupe, a încercat o lansare către Țârlea. Însă prea moale pasa, Maisic a ajuns mai repede la balon, Jebari și Cristian Tand încă o dată face presiune, pune presiune pe adversar, excelent, Boico Barna este în mijlocul careului, însă o nouă intervenție de manual, de asta dată cred că a lui Bucur, s-a interpus între Boico și Filip Lăzăreanu. Iar balonul l-a țintit pe fundașul sănătății. Chelariu, nu, e Raul Ciupe cu o pasă către Dan Roman, însă nu mai ajunge atacantul sănătății. Când prea scurte pasele lui Raul Ciupe, când un pic prea puternice. Preluarea a fost una de efect al lui Raul Ciupe, însă pasa a fost un pic prea tare. Rămâne 1-0 pentru gazde, în timp ce noi intrăm în ultimele 20 de minute ale timpului regulamentar de joc. Rada cu o pasă în adâncime pentru Ceaca. Țârlea aici
O respingere care putea să fie greșită. Iată un nou dribbling de efect al lui Dan Matei. Lansare către cea care recuperează Dan Roman și se consideră fault în atac la golgheterul Sănătății. A întors faza centrală la aceste partide. Este nemulțumit Ciobi Chiș. Are dreptate să fie nemulțumit. Chiar dacă noi suntem la mijlocul terenului, insist asupra ideii că Sebi Chelariu, la pasa golului, la pasa de gol a lui Dan Matei, a venit din linia a doua, nu avea cum să fie în offside. Greșește Raul Ciupe, a încercat să strecoare mingea printre picioarele lui Vereș. Dan Matei cu o pasă către Dan Roman. Nici de această dată nu ajunge mingea la atacantul Sănătății. O lumânare. S-a luptat Cristian Tant și bine a făcut. O deviere subtilă și foarte bună pentru Cătălin Crez de aici mai departe la Dan Matei. Însă în momentul pasei a apărut acolo Jebari și l-a incomodat pe Matei. Îl liniștesc jocul fotbalistului Valentin Suciu. Cristian Tant, foarte bună evoluția fotbalistului din centrul apărării Sănătății. Un exterior al lui Chelariu care s-a oprit doar într-un adversar. Scapă acolo spre poartă maghiarii. Să vedem ce soluție va găsi. Va încerca să-i paseze lui Baico sau va trage direct la poartă. Trage. Însă este atent Filip Lăzăreanu. Reține fără niciun fel de probleme capitanul Sănătății. A fost surprins doar la reluarea lui Boico, la faza golului. Însă atacantul Ciucanilor a trimis aproape perfect mingea. Chiar perfect, am putea spune, de vreme ce a trimis-o în poartă și grație reușitei lui, echipa sa conduce cu 1-0. Victoria liberă de la mare distanță, sunt vreo 40 de metri, 35, poate mai mult. Încearcă să-i explice arbitrul lui Raul Ciupe. Să aștepte fluierul. Poziția este centrală, să vedem ce soluție va găsi Raul Ciupe, pe cine va găsi centrarea lui și cât de bună va fi reluarea. Mai departe, Cătălin Creț, impresionant, a luptat pentru această minge și a recuperat-o. Dar Matei pivotează pătrund în flancul drept, o centrare, însă o centrare prin spatele porții. Dacă Sănătatea ar juca toate meciurile așa cum l-a jucat pe cel de azi, pe cel pe care îl urmărim în transmisiune directă pe cejosport.ro, cred că această echipă era un pic mai sus de locul 4. Ciupe driblează din nou și o face foarte bine. Chelariu nu i-a reușit preluarea lui Chelariu. Până la urmă mingea ajunsese cumva în zona lui Dan Roman, însă atacantul Sănătății a crezut că balonul va ieși în afara suprafeței de joc. Ajunge mingea la Roman, o deviere pe spate pentru Chelariu, însă a fost mai bine poziționat acolo Ciuroș. A protejat foarte bine balonul care a ieșit în afara terenului de joc și va fi doar repunere din colțul careului de 6 metri. Sănătatea aproape că domină această repriză a doua, însă din păcate pentru trupa lui Semeniuc și Ciobi Chiș, ajung destul de rar la poartă. Iată-l pe Boico, scăpat singur spre poarta lui Filip Lăzăreanu și se dă penalti mult prea ușor. Cristian Tant, cred că a fost fotbalistul care i-a făcut acolo marcaj, l-a ținut foarte bine pe capitanul Ciucanilor. Până la urmă,
A încercat să șuteze Boico, dar a și căzut în momentul șutului. Probabil a existat și un contact, nu suntem siguri, dar rămânem la ideea că a fost un pic prea ușor acordat acest penalti. Iar Nemes Milan este fotbalistul care își asumă execuția. Dan Roman îi cere socoteala arbitrului, însă e un pic cam târziu pentru a mai schimba decizia. Aici nu avem VAR, doar punctul cu VAR, acolo unde se află și mingea, pe care Nemes se pregătește să o trimită spre poarta lui Lăzăreanu. Un portar de reflex, așteptăm o intervenție din partea capitanului sănătății. Nemes, Ceilan șutează și apără Lăzăreanu. Am anticipat reflexul lui Filip Lăzăreanu. Vă spuneam, este un portar de reflex. Am simțit-o și pe asta. A sărit exact în colțul în care a trimis Nemes și n-a șutat deloc rău Nemes. A dat în stânga la colțul barei, dar Lăzăreanu s-a întins și a respins. Se pregătește să intre numai puțin de doi fotbaliști în echipa lui Valentin Suciu. Intră Hagai și Eder Gonzalez. Eder Gonzalez l-am văzut deja. Vereș Szilard, fostul fotbalist al CFR-ului, a fost înlocuit de Eder, iar Boico, capitanul Ciucanilor, iese în aplauzele suporterilor. Intră Hotgoy. Dacă nu le pronunțăm numele cel mai corect fotbaliștilor din Miercurea Ciuc, ne cerem scuze. Și Valentin Suciu nu așteaptă prea mult. Îl pregătește și pe Berde Istvan să îl trimite, să-l arunce în luptă. Și la sănătatea intră Cristian Pașca în locul lui Chelariu. Joc bun al lui Sebi Chelariu. A marcat un gol frumos, însă a anulat, cred, pe nedrept de brigada de arbitri. Pașca Cristian este un fotbalist extrem de tânăr și el, însă un fotbalist pe care l-am remarcat de-a lungul acestui sezon, un recuperator extraordinar, un fotbalist care știe să țină de minge. Un fotbalist care cred că încă nu a împlinit 20 de ani. Iată-l la balon pe Pașca. Curaj și tupeu pentru optarul sănătății, poate un pic prea mult curaj. A încercat să trimită spre poartă, însă mingea s-a dus mult pe deasupra. Se pregătește să intre și Berde. Se pregătește să intre și Berde în locul lui Gebari, dar intră și Cosmin Tilincă în locul lui Bucur. Atenție, scoate Ciobi Chiș, un fundaș. A făcut un meci bun Bucur. A intrat în prima repriză Bucur în locul lui Paul Cristian. Nu prinde finalul partidei, pentru că Ciobi Chiș trebuie să forțeze. Va juca probabil fundaș dreapta Cristian Creț, Cătălin Creț, îmi cer scuze. În prima parte a sezonului l-am văzut pe Cătălin Creț jucând fundaș stânga. Iată-l acum fundaș dreapta. O nouă intervenție foarte bună a lui Cristian Tand. El este, cred, cel care a provocat faza din care s-a dictat lovitura de la 11 metri.
Nu am fost convins nici atunci că a fost contact între cei doi fotbaliști, între Boica și Dan. Nu sunt convins nici acum. E bine că Nemes a ratat sau e și mai bine că Filip Lăzăreanu și-a arătat încă o dată valoarea și clasa. Recuperează Pașca, n-a reușit însă să-l pună pe contraatac pe Ceaca. Vă spuneam, recuperează extrem de multe mingi Pașca și la această fază a înțepat-o un pic prea tare pe minge și a ieșit în afara suprafeței de joc. Altfel, mai treceam o recuperare în contul lui Cristian Pașca. Am intrat deja în ultimele 10 minute regulamentare ale acestei partide. 1-0 pentru Csíkszeredo, cu un gol anulat, cred, pe nedrept Sănătății și un penalti ratat de Ciucani. Iată-l pe Nemes urcând în flancul stâng. Extrem de avansat fundașul stânga. O pasă către maghiarii și o preluare bună a lui Eder, însă nu și eficientă pentru echipa sa. Se luptă Ceaca, a preluat balonul pe piept, dar a ieșit mingea în afara terenului de joc și Nemes este cel care se pregătește să arunce de la margine. Ionuț Rada, așa cum îl știm, profesionist până la capăt, nu și-a pierdut încrederea în el și în coechipierii săi că pot să înscrie astăzi. Își încurajează colegii. Oh, Pașca aici a greșit. A greșit flagrant, i-a pasat, i-a pus mingea pe tavă lui Eder. Pătrundere a noarului Ciuca. Însă o nouă intervenție excelentă a lui Cătălin Creț. Această diagonală nu i-a mai ieșit lui Dan Matei. A încercat Ceaca să recupereze. Deocamdată n-a ajuns mingea și la Cosmin Tilincă. Să vedem ce va reuși fostul golgheter al CFR-ului. Are încă viteză destul de bună, chiar dacă e și el trecut binișor de 30 de ani. Nu mai alargă ca în urmă cu 10 ani, dar rămâne un fotbalist valoros pentru acest nivel. Și o nouă intervenție a lui Cristian Tand, în urma căruia brigada de arbitri acordă lovitură liberă pentru gazde. Nemes se duce în zona în care este balonul. Va fi o centrare în suprafața de pedeapsă a celor de la Sănătatea. O repriză a doua, mult mai bună decât prima. Mult mai intensă. Mult mai bună ceea ce privește pe Sănătatea, chiar dacă au încasat un gol. Iese Filip Lăzăreanu, nu-l poți păcăli cu astfel de mingi. Sunt dacă îl găsește pe Ceaca cu această degajare. Intervine acolo, însă Maisic nu riscă nimic. Trimite direct în afara terenului Cătălin Creț. Cu cine va combina? Ceaca îl ceartă pe Cătălin Creț pentru că a întârziat un pic repunerea. Până la urmă a recuperat Cătălin Creț. Iar acum mingea este la Ionuț Rada, cu o încercare de angajare a lui Dan Roman, însă plecase din acea poziție. Atacantul Sănătății urcă foarte bine în flancul drept. Cred că este Nagy acolo și îl găsește și mai bine pe Maghiari. O încercare de șut cu efect de la marginea care din afara careului. Slab, însă mult pe lângă poarta lui Lăzăreanu. Se grăbește capitanul Sănătății să repună mingea în joc. O face lung până la, să vedem, Dan Roman încearcă acolo să se lupte. Cătălin Creț pasează cu ciupe, însă i-a furat mingea cel mai tânăr fotbalist din lotul ciucanilor, Casiadi.
Zagreb, un pic aici, Cosmin Tilinca. L-a văzut bine pe Ceaca. Poate că trebuia să trimită mingea un pic mai sus. Atât pe Nogi, scapă acolo în flancul drept, în direcția lor de atac, a ciucanilor. Mai Sic, centrare în fața porții. Iată ce intervenție are Lăzăreanu. O intervenție în care își ține echipa în joc. Și Eder vede și el un cartonaș galben pentru faultul asupra lui Dan Matei. Sunt extrem de vocali și nemulțumiți suporterii echipei gazdă. A fost însă un faul de galben. Din păcate, și arbitrul contribuie la trecerea timpului până își notează cine este fotbalistul care a încasat avertismentul ceva mai devreme. Timpul trece, secundele trec și sunt secunde prețioase pentru sănătatea. A încercat Dan Roman acolo, dar a renunțat în momentul în care și-a dat seama că nu este în cea mai bună poziție pentru a încerca să se înalțe și să devieze balonul. Pașca. Ceaca și din nou Pașca, cu o pasă bună pentru Dan Matei de asta dată. Am avut senzația că e un pic prea în față mingea, însă a recuperat-o Dan Matei, driblează acolo veteranul sănătății. O pasă foarte bună către Ceaca. Ultima pasă, marele păcat al virusilor verzi. Intră și Gașpar, cel mai bătrân fotbalist din lotul celor două echipe. A împlinit recent 41 de ani. Iese Raul Ciupe. De foarte multe ori atunci când intră în pe finalul meciurilor, Gașpar reușește să marcheze. Poate va reuși și de această dată. Îl vedem deja în mijlocul careului ciucanilor. A recuperat Ceaca. Cătălin Creț aruncă o minge în flancul drept unde aștepta Cosmin Tilinca. N-a ajuns mingea la atacantul sănătății și o lansare către Eder, însă a ieșit foarte bine din poartă Filip Lăzăreanu și a respins mingea. Ultima înlocuire în echipa gazdă, Soimo și Lel, intră și el. Vom vedea foarte curând pe cine înlocuiește Soimo și... Cred că este Magyari. Da, Magyari. Stăm deja în minutul 88, prieteni. În continuare 1-0 pentru Csíkszereda. O lansare foarte bună pentru Hagai, era acolo. Preia bine până la urmă Gașpar. Dan Matei încearcă din prima pentru Ceaca. Patru atacanți în teren pentru Ceabi Chiș. Nu mai are nimic de pierdut sănătatea. Însă, în ciuda acestui fapt, acoperă bine terenul fotbaliștului Ceabi Chiș. Încă Cristian Tand atinge balonul care iese în afara suprafeței de joc. Va fi lovitură de la colț pentru gazde. Nu se grăbesc ciucania. 1-0 este minutul 89. Intrăm în curând în minutul 90. Cu Eder executantul loviturii de la colț. Să vedem câte minute adiționale va dicta centralul acestei partide. Probabil 3. S-au efectuat suficiente schimbări încât să avem 3 minute adiționale. Țârlea reușește să îndepărteze balonul din suprafața de pedeapsă a sănătății. Ouce de Bier a reușit acolo, Gașpar mai departe, Dan Roman către Ceaca. Frumos a încercat Roman. Cosmin Tilinca
salutat și a făcut-o frumos, salutat pentru minge și a făcut-o și cu folos. Nu mai există construcție, Cristian Tand protejează foarte bine și ajunge mingea în brațele lui Filip Lăzăreanu, mai departe. Cosmin Tilincă, n-am înțeles exact, 4 minute adiționale dictează centralul acestei partide. Patru minute de speranță pentru trupa lui Ciabichi și Mare Semeniuc. Ionuț Rada nu se putea da hands la această intervenție. Foarte bună devierea acolo pentru Ceaca. Nu e chiar atât de bună. Am avut senzația că mingea va ajunge mai repede la atacantul Sănătății. A luat însă mult efect. Ceaca și Gașpar au încercat să combine. A fost un 2 pe care l-a încercat veteranul Sănătății. Dan Matei în luptă cu Nogi pentru underea fotbalistului de la Miercurea Ciuc. O, ce intervenție a lui Cătălin Creț, excepțională intervenția. Nu știu ciocanii ce să facă cu mingea la această fază. Ajunge până la urmă balonul în brațele lui Filip Lăzăreanu. O trimite lung în suprafața, în jumătatea de teren a gazdelor. Primul minut din cele 4 s-a scurs. Frumos acolo. O combinație între Cosmin Tilincă și Dan Roman. Până la urmă mingea a ieșit în afara suprafeței de joc, dar va rămâne în posesia Sănătății. Suntem cine aruncă de la margine. Cred că Ciabichiș este trimis înapoi pe bancă. Nu-mi dau seama ce căuta în acea zonă a terenului. A riscat mult antrenorul Sănătății, putea să fie trimis în tribună și era păcat, pentru că asta ar fi atras automat și o suspendare. Iată și pe Ionuț Rad a urcat în suprafața de pedeapsă a gazdelor. Ce recentrează în mijlocul careului, a deviat acolo, cred, Dan Roman. Însă a reținut Bordaș. Și cum necum trece și cel de-al doilea minut adițional. Ultimele 120 de secunde de speranțe pentru Sănătatea. Cred că Ciabichiș a alergat în acea zonă ceva mai devreme pentru că nu mai sunt copii de mingi. A alergat să dea mingea, să repună, să-l dea jucătorilor săi să repună cât mai repede în joc. Eder, Cristian Tand, încă o intervenție foarte bună. Nu e nici vorbă de fault. Nici vorbă de fault, a lovit mingea Cristian Tand, însă cred că va primi cartonaș galben. N-a primit cartonaș galben la presupusul penalti. Primește un cartonaș galben la această intervenție, la care, sincer, am avut senzația că a atins balonul. Lumea începe să părăsească tribuna arenei din Miercurea Ciuc. Echipa lor favorită conduce cu 1-0. E suficient. Și de asta dată este lovitura liberă pentru Sănătatea. Se grăbește Țârlea. Îi trimite mingea capitanului Lăzăreanu. Degajare în zona centrului terenului. Se luptă acolo fotbaliștii Sănătății, însă cred că nu e ziua lor norocoasă. Sunt ultimele 30 de secunde de joc și nu mai așteaptă centralul acestei partide să treacă cele 30 de secunde. Să fluieră finalul partidei, dragi prieteni. Cixerea de o învinge Sănătatea Cluj cu 1-0, grație golului marcat de Boyko Barno. Am fost alături de voi, Patrice Podină și Radu Ciotlăuș. Să aveți o zi frumoasă, numai bine!